Bine v-am găsit la noua emisiune Cultura în Imagini. Astăzi este 1 decembrie și înainte să începem emisiunea vreau să urez tuturor cei care ne urmăresc un sincer și călduros la mulți ani. În această emisiune vom vorbi despre ce mai înseamnă Ziua Națională pentru noi, pentru români. Și îl am alături de mine pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, domnul Gheorghe Nichifor, care înainte de toate este profesor. Bună ziua și mulțumesc că ați acceptat această invitație. Bună ziua și eu mulțumesc pentru invitație. Profesor de istorie, să subliniem. Da. Vreau să vă întreb, domnul profesor, pot să vă spun domnul profesor? Neapărat. Ca să nu folosim funcția de vicepreședinte. Absolut, da. Ce mai reprezintă Ziua Națională pentru noi, pentru români? Ținând cont că în ultimii 30 de ani am văzut poporul a început să se separe în tabere, unii au plecat în afară datorită greutăților. Ce mai reprezintă această zi națională pentru noi, pentru români? Sigur că pot fi acuzat de un anume subiectivism, pentru că vin din această breaslă a istoricilor și la noi sentimentul acesta al apartenenței față de un neam, în cazul nostru neamul românesc, este mai acut decât la alte persoane. Așa încât vreau să fie luat răspunsul meu cu moderația necesară de către cei care ascultă. Întrebarea m-a dus către o pistă pe care o putem exploata. Pentru că și eu mi-am pus această întrebare multă vreme, de mulți ani îmi pun această întrebare, cât de importantă și ce semnificație mai are Ziua Națională pentru noi, pentru români, mă gândesc la publicul larg, nu la elite. Asta pentru că, într-adevăr, după 1989, drumul acesta pe care noi l-am parcurs către integrare europeană a însemnat, trebuie să recunoaștem foarte clar lucrul acesta, și o estompare oarecum a sentimentului național, spargerea granițelor, faptul că nu mai stăm aici închiși, cum se întâmpla înainte de 1989, ne-a făcut mai liberi, vedem mai multe și sigur că începem să mai uităm pe aici pe acolo. Ăsta ar fi unul dintre factorii care au contribuit la diminuarea, să spunem așa, a sentimentului național. Dar mai sunt și alții care țin de programele școlare, ce au în clipa de față foarte puțină istorie a românilor în planurile de învățământ. Și altele și altele despre care am mai vorbit. Dar să revin la întrebarea dumneavoastră, pe care, repet, mi-am pus-o și eu, am gândit o carte care va fi probabil pentru sărbătoarea de peste un an lansată publicului, și anume Sărbătorirea Zilei Naționale la noi în Gorj. Cum se face la noi în Gorj această sărbătoare? Este bine să o luăm ușor. De pildă, în 1860, Mihail Cogălnicianu îi cerea lui Alexandru Ioan Cuza să fie de acord ca data de 24 ianuarie să fie sărbătoare națională. Acum, eu nu-ți dăm voie să zic și eu așa. Eu nu trebuie să facem distinție între sărbătoare națională și zi națională. Pentru că sărbătorile naționale pot fi mai multe. Ca să dau un exemplu foarte rapid, de pildă, sărbătoare națională va fi, începând de anul viitor, 23 ianuarie, pentru că Parlamentul în aprilie l-a proclamat pe Tudor Vladimirescu martir al neamului. Apoi, 22 august, de asemenea, este legat de Ecaterina Teodorovna, și mai sunt atâtea sărbători naționale pe care le cunoaștem cu toții. În timp ce Ziua Națională este numai una. Și dacă ar fi să o luăm așa, din punct de vedere juridic, singura zi națională legiferată de o lege este totuși 1 decembrie. Și haideți să ne întoarcem, pentru că m-ai întrebat ce se întâmpla la Târgu Jiu. Deci în 1860 se cerea permisiunea lui Cuza ca să fie de acord ca 24 ianuarie să fie sărbătoarea națională a românilor. Nu avem, din nefericire, elemente, să spunem noi, documentare foarte consistente ca să știm cum a fost sărbătorit 24 ianuarie chiar atunci, în acei ani. Însă avem dovada că în chiar anul 1859, prin iunie,
Alexandru Ioan Cuza urcase pe tron în ianuarie, cum știm foarte bine cu toții, a fost aici la Târgu Jiu. A fost la Târgu Jiu, a fost la Tismana, la Cioclovina și a mers mai departe către Severin. Însă, sărbătoarea națională a românilor extrem de consistentă și vizibilă și documentar, eu o să o introduc foarte bine în cartea despre care vă vorbeam, este 10 mai. Este momentul când Carol I intră în București și depune jurământul ca domnitor al României, pentru că el, rege, va fi din 1881. Ei, această dată, care a fost sărbătorită, legiferată în 1867 ca Ziua Regalității, a fost sărbătorită începând din 1869, tot timpul, peste tot, în toate reședințele de județ, cel puțin. Și un prieten de-al nostru comun, este vorba de Jenică Țârlea, de Ion Țârlea, ne-a făcut plăcerea în câteva rânduri în ultima vreme să publice imagini de la sărbătoarea de 10 mai, Ziua Regalității, aici la Târgu Jiu. Și pentru că interviul în această zi frumoasă, Ziua Națională a României, îl facem aici, foarte aproape de, dacă vreți, aproape de locul unde se dă ora exactă pentru gorjeni, chiar aici se întâmplau cele mai multe din evenimente. De pildă, am văzut imagini și am găsit în presa timpului, nu lipsea niciodată parada militară, regimentul 18 Gorj era protagonistul principal. Chiar vreau să vă întreb, vreau să aveți o experiență vastă în acest domeniu, ce asemănări erau între modul în care se serba Ziua Națională atunci și acum și ce deosebiri sunt între modul în care se serba Ziua Națională atunci și acum? Foarte frumos, asta ne-ar lua ceva timp, pentru că va trebui să ajungem și la 23 august, va trebui să ajungem și la 1 decembrie. Va să zic că să ne oprim puțin asupra lui 10 mai, era vorba de paradă militară, era vorba de fanfara regimentului, era vorba de oameni foarte mulți îmbrăcați în haine de sărbătoare populare gorjenești și cele domnești ale târgoveților și intelectualilor din Târgu Jiu, și totul se sfârșea după amiază în pădurea Stejarilor. Pădurea Stejarilor era pe undeva pe unde este Artego în clipa de față, Coleosul. Și acolo era o poiană de narcise foarte mare, narcisele erau numite popular caprine, și unde avem informații, copiii timpului mai sărăcuți făceau un bănuț vânzând aceste narcise celor care participau la petrecerea organizată de Ziua Regelui. Chiar nu știam acest lucru. Așa, iată că, dacă vreți, un element inedit. Ziua aceasta a regalității a fost suspendată în timpul ocupației germane, s-a revenit la ea după 1918 și, sigur, a durat până în 1947, când a fost proclamată Republica Populară Română. Dar eu aș vrea să vă mai spun ceva, iarăși un element oarecum inedit. 10 mai, Ziua Regalității, a fost estompată cumva începând din 1931, când a fost inițiată Ziua Restaurației. Știți foarte bine că după un exil autovoit de către principele Carol, el s-a întors în 1930 așa intempestiv, l-a înlăturat pe nevârstnicul său fiu, regele Mihai, de la tron și a preluat el puterea, mergând până la instaurarea unui regim autoritar, căruia am putea să-i spunem și dictatură, de ce nu. Și atunci, într-un cont de umbră, a intrat Ziua Regalității și s-a impus această dată de 9 iunie, care era Ziua Restaurației. A durat, cum v-am spus, până în 1947,
când a fost proclamată Republica Populară Română. De altfel, chiar după 1944, după evenimentele de la 23 august, au existat, să spunem așa, un paralelism. Cam două sărbători naționale, partea de stânga, omagia 23 august, tradiționaliștii omagiau 10 mai. Și firește, după preluarea puterii de către comuniști, imediat a fost lăsată la o parte Ziua Regalității. V-aș face și aici o precizare. Ziua Regalității a revenit în 2015, a fost proclamată Ziua Regalității, dar n-a durat decât până anul acesta, în 2021. Cred că a trecut pe lângă urechile multora fără să fie marcată. Parlamentul, dacă mi-amintesc exact, prin iunie, a renunțat la Ziua Regalității, proclamând pentru data de 10 mai Ziua Independenței Naționale a României, deci, care este de asemenea o sărbătoare națională. Dar să ne întoarcem acum și ca să-ți răspund la întrebare, elemente de continuitate și de, să spunem noi, care nu se regăsesc. E bine, 23 august, personal, am trăit și 23 august, am trăit și trăiesc și 1 decembrie, se caracteriza printr-un fast, dacă am spune noi, disproporționat cu ceea ce ar fi trebuit să fie. Manifestațiile erau extrem de elaborate, oamenii ieșeau, de ce să nu o spunem cinstit, uneori presați de tabele, de tot felul de organizări de genul acesta. Sigur, se marcau reușitele economice ale regimului sub înfățișarea unei propagande teribile, cu care alegorice, cu panouri, cu drapele, iar pe vremea lui Ceaușescu, cu portretul său și cu cântece patriotice și așa mai departe. Erau și elemente de adevăr, pentru că oamenii spuneau niște lucruri pe care le-au realizat, dar înfățișarea aceasta propagandistică era exagerată. Și ce s-a păstrat, sigur, partea aceea a doua de distracție, și regimul comunist avea grijă ca la vremea respectivă, chiar dacă era o criză ieșită din comun, ca omul să poată să-și achiziționeze măcar în acea zi, să zicem, obiecte, alimente și așa mai departe, din acestea care dau o notă de sărbătoare. Și mai venim la, nu știu cât timp mai avem sau cum suntem. Avem timp, mai ales este un subiect interesant și ne privește pe toți cei care sărbătorim Ziua Națională. Sigur că da. Ei, dacă avem timp, v-aș spune că și aici a existat ceva gen Ziua Restaurației. În prima parte a regimului comunist, știm cu toții, inclusiv privitorii noștri care au trăit acei ani, a existat pentru început o perioadă de obediență totală față de regimul de la Moscova, către care priveam ca la soarele de la răsărit. Și atunci a mai apărut o sărbătoare la noi, care nu este alta decât cea de 7 noiembrie, stilul nou al Marii Revoluții Socialiste din octombrie. Așa și se sărbătorea, am găsit elemente în cartea care o să apară, o să vadă oamenii cum se sărbătorea la Gorj, mai cu seamă erau întreceri sportive. Timp de vreo lună de zile se organizau la nivelul, nu erau rele nici acestea până la urmă, tot felul de manifestări și de întreceri sportive. Exista o lună a cărții sovietice și așa mai departe. Toată treaba asta până prin 1962, în 58 s-au retras trupele sovietice, prin 62 a început să prindă curaj Gheorghe Udej, până în 1964, când a fost promovată, așa cum știți, celebra declarație din aprilie, prin care noi ne declaram independenți față de Moscova. Și atunci a dispărut și 7 noiembrie și a rămas tot 23 august, pe care Nicolae Ceaușescu l-a preluat. Și dăm voie, Ionuț, să mă gândesc numai la 2 de 23 august.
23 august din 1965, așa, din 1965, să-ți spun și despre, de 23 august, să spun și despre cel din 1977 și să spun și cel despre din 1989, când peste câteva luni a fost, câteva luni a fost înlăturat. Ei, în 1965, Nicolae Ceaușescu avea foarte puțin din cultul personalității conturat. Cred că nu plecat să în China, că și după ce s-a fost, a fost plecat. Sigur că prin 71 a fost. Dar aș vrea să vă spun că și aici existau niște lucruri care sunt vizibile. De pildă, tribuna aceea prin care se demonstra. La noi tribuna a fost amplasată fie pe aici, pe unde este stadionul, dar de cele mai multe ori în piața Tudor Vladimirescu, acolo unde este statuia. Ei, acolo era o anumită rigoare cum se amplasau liderii oficiali locali. Și Ceaușescu, ca să mergem, să plecăm de la Târgu Jiu, lui Ceaușescu i-a trebuit suficient de mult ca să vină din rândurile din spate către față și să fie, și să fie vizibil. Ei, după ce a preluat puterea, înlocuindu-l pe cel care decedase, Gheorghe Gheorghiu Udej, el a început să-și organizeze și să-și aducă lângă el pe cei cu care a colaborat. Așa se face că în 1965, 23 august, a avut un caracter mai timid din punctul acesta de vedere. Însă în 1977 am vrut să-ți marchez lucrul acesta pentru că a fost cu tremurul odată, cu distrugerile fantastice care au fost atunci și spre meritul lui, el s-a întors repede din, era prin Africa pe undeva și a preluat conducerea operațiunilor de înlăturare a consecințelor dezastrului, dar a murit și mama. Și atunci aș vrea să și am în carte o scrisoare de obediență totală a celor de aici, de la noi, de la Târgu Jiu, adresată lui Nicolae Ceaușescu când i-a murit mama sa, pe care noi, cei de aici, în sfârșit, o, am iubit-o și așa mai departe, spuneau adică un fel de lideri, un fel de peria pe rog, termenii noștri acum. Așa, pentru aia. Acum, 1989, 23 august 1989, are ceva aparte. Se întâmplase ceea ce se întâmplase, începuse să se miște Europa, Gorbaciov se întâlnise cu liderul american, ba a fost și o dispută între Gorbaciov și Nicolae Ceaușescu, o să vorbim probabil cu alt prilej despre ea. Mai plăcere. Așa, cert este că Nicolae Ceaușescu și-a mutat din zona aceea aviatorilor unde se făceau demonstrațiile pe malul Dâmboviței să se vadă tot ce se realizase acolo și într-o clădire care urma să fie Muzeul Partidului Comunist Român, pe un balcon proaspăt construit, destul de izolat, a participat la această demonstrație care nu a mai avut parcă dimensiunile, aplombul, entuziasmul din totdeauna al manifestărilor de 23 august. Și așa cum știți, a căzut regimul comunist, iar în iulie, dacă nu mă înșel, 1990, s-a hotărât să se instituie, repet acum, ca zi națională a României, 1 decembrie. Domn profesor, vreau să vă întreb legat de 1 decembrie. Să le povestim celor care ne urmăresc cum am ajuns în situația de să facem unirea aceasta, ținând cont că noi avem o istorie frumoasă în spate, începând de la Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza. Cum am ajuns să facem această unire și cine și-a pus umărul ca să ajungem ceea ce suntem astăzi? Eu ți-aș răspunde printr-o formulare pe care am mai făcut-o în diferite ocazii și în care eu cred.
știu telespectatorii că au fost voci care au spus ceva de genul ăsta, este iarnă, așa, ce ne trebuie nouă, ziua națională, poate se gândeau și la 23 august când era vară, era frumos. Dar în istoria tuturor popoarelor, când se desemnează o zi națională, asta trebuie să aibă o semnificație cu totul exact. Și cu totul aparte. Și întrebarea aici mă duce. Acesta este sensul. De ce 1 decembrie și nu o altă zi? Și atunci plec de la această precizare. În opinia mea este ziua cea mai importantă din istoria românilor. Să le spunem trebuie să... de ce este cea mai importantă zi. Așa, și să le spunem românilor. Am avut bucuria ieri că aici, în Sala Maură, un grup de vreo 25 de școlari de clasa 4-a, de la școala Ștefulescu, să mă roage prin învățătoarea lor să le vorbesc câte ceva despre Ziua Națională a României, despre 1 decembrie. Mărturisesc că m-a luat prin surprindere o asemenea propunere. Eu am niște nepoței acum, unul dintre ei la clasa pregătitoare, dar în viața mea nu am predat nici măcar la școala generală. Eu am predat numai la oameni, la adolescenți. Și generații întregi de tineri, de adolescenți. Am predat și la Constantin Brâncuș, studenților. Și sigur că m-am speriat puțin și am crezut că n-au cunoștințe și mi-am simplificat discursul, un discurs care vă răspunde și la întrebarea dumneavoastră. E că neamul acesta... Nu, hai să nu mai luăm de la Getodaș cum o lua regretatul și distinsul domn profesor Mischie. O lua de la Getodaș când vorbea la Ziua Națională și sigur că se cam pierdea când ajungea la 1 decembrie. Să nu o luăm de atunci. Neamul acesta românesc, datorită situațiilor istorice, și nu-i cazul numai al românilor. Din punct de vedere organizatoric, au fost împărțiți în niște zone distincte, în niște provincii pe care noi le-am numit țări. Țara Moldovei, Țara Dobrogei, Țara Românească, Țara Transilvaniei. Ei, în diferite momente am firipat în gândul liderilor și așa aș vrea să răspund. Ideea aceasta de unitate a existat la modul, să zicem, relevant în mintea liderilor, lideri însemnând conducători politici și cărturari, și preoți, și... Chiar discutam cu cineva de cărturari, cu cineva din zona Lupeni, și spunea că unirea s-a făcut și datorită celor care ne-au condus la vremea respectivă, dar și omului de cultură, care a pus bazele și a știut cum să lupte pentru a promova această idee de unitate. Absolut, absolut, sigur că deci, da. Deci fără cultură nu putea să-ți facă unirea. Așa, și atunci visul acela de o clipă, pentru că asta a fost la Mihai Viteazul de la 1600, s-a conturat din ce în ce mai mult în perioada următoare. Așa se face că o școală ardeleană, cronicarii pe aici, pe la noi, au promovat această idee. Hai să formulăm, să preluăm expresia cronicarului, cu toții de la Râm ne tragem, de la Roma ne tragem. Există și acum un curent autohtonist, știm cu toții, care, cum să spun eu, dezvoltă puțin rolul getodacilor, dar și asta cu o altă ocazie. Deocată vorbim despre români. Și atunci, nu pot să nu-l amintesc aici, pentru că am sărbătorit anul acesta 200 de ani de la Revoluția din 1821. Tudor Vladimirescu descătușează această lume a ideilor de unire. Și nu neapărat că a promovat el unirea, ci pur și simplu pentru că a creat condițiile necesare modernizării societății românești. Generația de la 1848 îl continuă, așa se face că acest Alexandru Ioan Cuza, care personal este membru al generației de la 1848, pe un context internațional favorabil, întotdeauna trebuie să subliniem și lucrul acesta, a reușit performanța să unească țara românească cu Moldova. Și asta,
îi zicem unirea cea mică, impropriu, din punctul meu de vedere, unire este și noi să nu-i mai spunem mică, dacă vreți, aici, de aici este nucleul. Și ulterior, pașii îi cunoaștem cu toții, Dobrogea la 1878, Cadrilaterul, trebuie să amintim, și cele două județe din sudul Basarabiei, de aici, de pe această hartă. Așa, apoi Basarabia, sigur Bucovina și iată 1 decembrie Transilvania. Dar lasă-mă puțin să vin și la gorjul nostru istoric și pitoresc, pentru ca să întăresc puțin ceea ce spuneai tu despre discuția din Valea Jiului. Ei, aici la Târgu Jiu a existat, ca și în alte locuri, dar eu am constatat-o foarte bine, o generație a Marii Uniri, formată din autohtoni, formată din ardeleni stabiliți aici, Ștefan Bobancu, Iuliu Moisil, Diaconoviș din Banat, care și-au dat mâna cu autohtonii, bar chiar și cu străinii, un Rola Piekarski din Polonia sau un Iosif Schmidt Faur din Cehia, și-au dat mâna și au dezvoltat o pătură de intelectuali, de aceia apostoli ai satelor, care au inoculat în mintea celor mici, deveniți în 1916 militari, ideea aceasta că drept este să trecem Carpații. Și în 1916 batalioanele române au trecut Carpații în entuziasmul pe care îl știm, cu greșelile și cu... Aferente? Da, sigur că da, neapărat, și cu, dacă vreți, și cu trădări și cu momente de corupție chiar. Unii s-au îmbogățit de pe urma acestui război. Una peste alta însă, la sfârșitul războiului, am fost din nou, ne-am regăsit din nou în tabăra Antantei, după ce o vreme cochestasem cu puterile centrale, fără ca Parlamentul însă să legifereze lucrul acesta și fără ca Ferdinand să fie de acord. Ne-am regăsit și iată a fost posibilă Marea Unire, momentul acesta strălucitor care este 1 decembrie. Vreau să vă mai întreb ceva, că tot vorbim de generațiile trecute. De multe ori când vorbim despre generații trecute, ne raportăm foarte mult la perioada lui Cuza. Din multe puncte de vedere și a sistemului de reforme care au fost în perioada respectivă. Când credeți că o să mai apară o generație ca respectiva, la care să ne raportăm în permanență? Că noi de multe ori ne raportăm la generația lui Cuza. Ce gândiți la fel? Ieri am fost și am dezvelit, s-a cam încheiat bicentenarul, am dezvelit un monument foarte frumos realizat de un artist de la Pitești, la Glogova. Și între imagini. Și între invitații, sigur, au fost prietenii primari ai inițiatorului acestui moment, primarul de la Glogova. Și au vorbit la microfon un salut din partea fiecăruia. Unul dintre ei, primarul de la Ciuperceni, a prezentat așa o reflecție care pe mine m-a pus pe gânduri și pe care am reluat-o și eu după aceea când mi-a venit rândul la microfon. Spune, vorbim cu atâta recunoștință despre Tudor Vladimirescu și despre alții și despre alții. Oare din zilele noastre, din generația noastră, cine va fi reținut pentru posteritate? Și vine în ideea a ceea ce m-ai întrebat. Nu pot decât să exprim un gând optimist, mai ales că astăzi este ziua națională a României și trebuie să fim bucuroși. Nu prea avem motive de ce să fim bucuroși. Dacă vrei, iau-o numai pe aceasta a pandemiei care ne sufocă de ceva vreme. Dar eu am încrederea că acest neam atât de inteligent și atât de dotat de la Dumnezeu cu ceea ce îi trebuie unui om bine dezvoltat, va scoate și geniile care să se raporteze la neamul din care au pornit.
sunt plecați mulți peste hotare și dacă dumneavoastră aveți vizibilitate și sunt convins că aveți lucrul acesta din ceea ce am discutat, cei care sunt acasă acum sunt convins că vor discuta despre gândurile noastre și cu ceilalți care sunt plecați. Personal, mulți dintre elevii care au trecut prin mâna mea sunt dincolo și vreau să vă spun că n-am găsit la niciunul dintre ei vreo reținere în ceea ce privește dragostea față de acest pământ de unde au plecat. Am speranța aceasta, Ionuț. Că vorbeam de dragoste și ne apropiem și de finalul emisiunii. Chiar am citit o carte de-a dumneavoastră referitor la Regina Maria. Și o prezint și eu care ne urmăresc acum. Cât a însemnat Regina Maria pentru această unire? Foarte mult. Iarăși mă duc și fac o relație cu un fapt care se petrece zilele acestea. O bancnotă scoasă de Banca Națională va purta începând de pe 1 decembrie, deci de astăzi, chipul Ecaterinei Teodoroiu. Este o dovadă că, iată, femeile românce de-a lungul istoriei au avut personaje reprezentative. Și unul dintre aceste personaje este această distinsă femeie venită de pe meleaguri străine, o încrucișare de sânge rusoaică, englezoaică. Cred că de multe ori a fost mai româncă decât românii. Da. Și în cartea aceasta, din fericire, s-a epuizat această carte. Nu mă așteptam. În 1997, când am scos o primă ediție, se numea Regina Marii Uniri, a apărut într-un tiraj foarte mare și s-a epuizat. Da. Ceea ce înseamnă că, iată, dar haideți să vin la răspuns. Este un mit feminin autentic. Nu este ceva construit forțat. Regina Maria a avut un rol esențial în controlul evenimentelor ce au precedat 1 decembrie. De numele ei se leagă, dacă vreți, prin relația pe care a avut-o cu regele, cu Ferdinand, cu soțul său, fortificarea acestuia în fața greutăților, până la urmă el își trăda propriul popor trecând de partea Antantei. Dar și după 1918, când noi trebuia să consolidăm actul de la 1 decembrie și să primim recunoașterea internațională, această femeie a mers la Paris, a mers la Londra, a mers în Statele Unite ale Americii, a cerut ajutor pentru poporul meu. I s-au dat niște bijuterii la un moment dat și a spus: da, sunt bune, o să cumpăr cizme pentru soldați, o să cumpăr pluguri pentru țărani. Iată cine a fost Regina Maria. Vă mulțumesc frumos că ați acceptat această invitație. Am ajuns la finalul emisiunii și înainte să ne luăm la revedere, aș vrea să le transmiteți un mesaj celor care ne urmăresc astăzi cu ocazia Zilei Naționale. Mă gândeam așa, eu am urmărit un personaj, un ziarist care se numește George Manoniu și care până la decesul său prematur, după 1989, începând din 1990, a mers de fiecare dată la Alba Iulia. Români, gândiți la Alba Iulia și veți vedea că toate lucrurile grele vor trece mai ușor. Mulțumesc, domn profesor, și pentru mine a fost o jumătate de oră în care am învățat multe lucruri la care nu știam despre Târgu Jiu și despre unire. Atunci înseamnă să lărgim toată această discuție. Și poate vom face o colaborare la proiectul nostru pe partea de istorie. De ce nu, sigur că da. Vă mulțumim. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă urez și eu astăzi și împreună cu colegii mei să aveți o zi frumoasă și un sincer și călduros la mulți ani. Să ne vedem cu bine!